În ziua dragii mei, astăzi vreau să vă prezint un desert special, un desert cu care am participat la preselecțiile emisiunii Șef la cuțite, sezonul 7, și cu ajutorul căruia am trecut în etapa următoare. Este vorba despre un desert în formă de pară, format din mus de pere și jeleu de pere. Haideți să vedem cum se face. Pentru jeleu avem nevoie de 300 de grame de suc de pere, 20 de grame de zahăr, 4 grame gelatină, o lingură de zeamă de lămâie, 200 de grame de pere cu bulețe, jumătate de lingură de ulei de măsline, 2 linguri de zahăr pudră, separat 200 de grame de pere cu bulețe, o lingură și jumătate de suc de lămâie și 330 de grame din jeleul de pere pe care îl vom face. Începem prin a încălzi sucul de pere și amestecăm zahărul cu gelatina și le adăugăm peste sucul cald, așteptând să fiarbă. Apoi, luăm de pe foc, adăugăm sucul de lămâie și lăsăm complet la răcit. Între timp, curățăm și tăiem perele cu bulețe. Vom mixa jumătate din pere cu sucul de lămâie. Separat, vom pune într-o tigaie cealaltă jumătate de pere împreună cu puțin ulei de măsline și cu zahăr pentru a le căli la foc mare 3-4 minute. Apoi le vom pune într-un bol încăpător și le vom amesteca cu perele făcute piure.
După ce am amestecat bine, punem din compoziția noastră în formele de silicon. Apoi le congelăm peste noapte. Pentru musul de pere avem nevoie de 650 de grame de pere, o lingură de suc de lămâie, 120 de grame unt de cacao, 120 de grame ciocolată albă, eu am folosit ciocolată albă de la Nestlé, 6 grame foi de gelatină, 4 grame gumă xantan, 200 de grame de frișcă lichidă și 200 de grame de mascarpone. Vom începe prin a hidrata gelatina în apă rece pentru 5 minute sau mai mult. Încălzim pe baie de aburi untul de cacao și îl turnăm peste ciocolata mărunțită. Curățăm perele și le facem piure, apoi adăugăm sucul de lămâie și le fierbem. După ce au fiert, le luăm de pe foc, adăugăm untul de cacao și blenduim. Thank you.
Apoi adăugăm gelatina și guma xantam și amestecăm din nou. Iar la final punem smântâna lichidă și mascarpone și amestecăm bine de tot. Ținem compoziția la rece pentru 12 ore. Apoi vom începe asamblarea desertului nostru. În forma noastră de silicon vom pune mus, vom misera geleul, iar apoi vom pune din nou mus. După ce vom termina de asamblat, vom congela pentru cel puțin 12 ore. Thank you.
Apoi ne vom ocupa de prima glazură, iar pentru aceasta avem nevoie de 250 g de ciocolată albă și de 250 g de unt de cacao. Veți observa că această glazură va conferi un gust crocant desertului nostru și totodată stabilitate, deoarece fără ea desertul nostru se va topi. Practic, musul se va înmuia, nu va avea rezistență. Cea de-a doua glazură va fi glazura care îi va da culoare desertului, va fi o glazură de tip oglindă, iar pentru aceasta avem nevoie de 150 g de apă, 300 de grame de zahăr, 300 de grame de glucoză, 200 de grame de lapte condensat, 2 grame de zahăr vanilat, 21 de grame de gelatină, 330 de grame de ciocolată albă și colorant alimentar hidrosolubil. Vom începe prin a hidrata gelatina în apă rece, 5 minute sau mai mult. Apoi vom pune pe foc, la topit, apa împreună cu zahărul și cu glucoza, până când vor atinge temperatura de 103 grade Celsius. După ce au atins această temperatură, vom adăuga gelatina, laptele și zahărul vanilat. Thank you.
Turnăm apoi peste ciocolată și lăsăm să se topească fără a amesteca. Apoi blenduim bine și adăugăm colorant. Noi vom folosi colorant verde și separat vom pune puțin colorant mov pentru plating. După ce vom adăuga coloranții, vom strecura și vom lăsa la răcit. Iar înainte de folosire, o vom reîncălzi la 32-34 de grade Celsius.
Glazurile sunt gata, perele sunt gata, așa că vom înfige în fiecare pară câte un băț de frigărui și pur și simplu o vom tăvăli prin fiecare glazură. Mai întâi prin prima glazură, apoi vom lăsa să se așeze glazura peste pere, iar apoi le vom tăvăli prin glazura verde. Și la fel, vom lăsa la temperatura camerei să se așeze glazura, apoi le vom ține la frigider. Este un desert delicios pe care sper că îl veți încerca. Mare atenție însă să nu țineți perele la o sursă de căldură, deoarece glazura din interior poate crăpa. Până data viitoare, vă doresc poftă bună!